Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori ai sportului, la o nouă întâlnire cu emisiunea Derby pe frecvențele postului de televiziune TV Galați-Brăila. Hockeyul din Galați are o tradiție de peste 50 de ani, mai precis de 54 de ani și se datorează unui fapt care, chiar dacă nu ne convine, aduce aminte de fostul regim. Așadar, se datorează refuzului fostului președinte Nicolae Ceaușescu de a participa în cadrul trupelor pactului de la Varșovia la invadarea Cehoslovaciei în anul 1968. Hockeyul era și este un sport important atât pentru americani cât și pentru ruși, liderii celor două curente ideologice, așa că organizarea ediției din 1970 a campionatului mondial grupa B și grupa C a fost sprijinită de ambele tabere. Dacă în privința grupei B lucrurile au fost clare, fiindcă Bucureștiul avea 3 patinoare artificiale atunci, jocurile pentru grupa C au fost aduse la Galați de fostul prim secretar al Partidului Comunist Român, Constantin Dăscălescu, cu toate că la acel moment nu exista niciun patinoar. Ceea ce a înclinat balanța a fost marele combinat siderurgic, proaspăt inaugurat, fiindcă atunci pe platforma siderurgică existau peste 20.000 de constructori aduși din toată țara și care aveau la dispoziție cel mai performant arsenal logistic al vremii. Iar mobilizarea a fost fantastică, patinarul a fost proiectat și construit în numai 16 luni de zile, fiind inaugurat cu o lună înaintea campionatului mondial grupa C, respectiv în ianuarie 1970. Cu acest prilej a început și istoria modernă a hockeyului gălățean, fiindcă atunci s-a înființat echipa Clubului Sportiv Municipal Dunărea. În februarie 1970, la ordinul partidului, cum era obiceiul atunci, a fost mutat de la Rădăuți antrenorul Ștefan Tomovici, cu o serie de jucători talentați, printre care și Stelian Rusu. Patinoarul fiind în aer liber, martorii vremii povestesc că lumea se ducea să se distreze la meciuri, mai ales că se putea vin fiert sau țuică fiartă în tribune. Patinoarul avea să fie acoperit în 1978 pentru a găzdui apoi campionatul mondial grupa B din 1979. Același prim secretar, Constantin Dăscălescu fiind autorul, cel care s-a ocupat atunci de lucrările de la patinoar, Teodor Oprică a fost cel desemnat de Dăscălescu să aducă jocurile la Galați, orașul nostru câștigând organizarea la luptă cu olandezii din Amsterdam, japonezii din Sapporo și austriecii din Klagenfurt, ca să înțelegem la ce nivel era infrastructura sportivă în acei ani. În acest moment, patinoarul artificial Dunărea se află în custodia Companiei Naționale de Investiții pentru extindere și modernizare și se preconizează că lucrările vor începe în această primăvară. L-am invitat pe Cristinel Munteanu, antrenor de hockey în cadrul CSM Dunărea și fost director interimar al acestui club până în luna august a anului trecut, să încercăm să anticipăm ce se va întâmpla cu hockey-ul, dar și cu celelalte discipline sportive din patinaj pe patinoara, pe perioada lucrărilor, dar și după aceea. Bună ziua și bine ai venit, Cristi! Bună ziua, bine v-am găsit! Da, am făcut un preambul ceva mai mare, am rememorat cum a început hockey-ul la Galați, dar aș vrea să începem totuși cu o prezentare a activității hockeyistice gălățene în acest moment. Avem două echipe de hockey la celălalt CSM, Clubul Sportiv Municipal Galați, una de seniori și una de Under-17, cea de Under-17 cu șanse la podium. Cum se prezintă situația la CSM Dunărea? Câte grupe de copii și juniori și câți antrenori avem? E un pic diferit, să spun așa, fiindcă n-aș putea să-mi permit să discut ceea ce se întâmplă la CSM Dunărea, odată fiindcă nu știu foarte multe amănunte, iar pe de altă parte ar trebui să fie sarcina colegilor mei de la CSM Galați, nu CSM Dunărea. Da, nu îți cer date amănunțite. Vă pot spune un singur lucru. Despre activitate. Despre echipa mare nu aș vrea să stau să vorbesc. Bănuiesc că știu toți telespectatorii și știu toți cei iubitorii de hockey, știu ce se întâmplă cu echipa mare și care e poziția ei în clasament. Știu componența echipei mari și așa mai departe. Cert este că nu este un buget atât de mare care să acopere cerințele jucătorilor echipei Și ăsta e și motivul, cred că ăsta este motivul principal pentru care nu este printre fruntașele clasamentului. Da, avem echipele din Ținutul Secuiesc care sunt angrenate și în Brașov, da. În competiția din Ungaria, nu? Este Liga, fiindcă... Da, este Liga. Da. Și cred că va fi din ce în ce mai greu în condițiile în care Bucureștiul își va face patinoare și vor avea sponsori și cu siguranță loturile lor vor crește în valoare și valoarea echipei va fi mult mai mare și bănuiesc că asta în viitor se vor apropia foarte mult de celelalte echipe. Chiar vor deocamdată să... nu există un patinoar la Otopeni construit de Ion Țiriac. Nu, da, care... va fi gata în curând și cel de la Berceni. Sunt patinoare descoperite unde juniorii și tinerii pot să practice inclusiv hockey-ul pe gheață. Deci ușor, ușor Bucureștiul să revină la normal, la normalitate, în ceea ce privește dezvoltarea sporturilor de iarnă. Noi dacă nu vom ține pasul, cu siguranță echipa noastră, n-aș vrea să spun că se va apropia de valoarea echipei sportul studențesc, că e o viziune așa care nu este optimistă și de regulă eu sunt unul ăsta... Da, nu putem anticipa. Eu am prins și perioada anilor 90, când în București exista nu numai Steaua și Sportul, exista Dinamo, care era marea performeră de fapt a competiției, exista Rapid, avea echipă pe acea vreme. Nu mai spun că majoritatea componenților erau gălățeni la cele două cluburi, adică Galațiul producea hockey și pe bandă rulantă avea, cred că, 3 loturi de... se puteau alcătui la un moment dat 3 loturi de jucători numai din Galați pentru hockey-ul național, la ce se juca atunci în România. Străinii erau o raritate. Da, au fost anii 90 când funcționa și patinoarul bucureștean și era altă concurență. Da. În ceea ce privește echipa de juniori de 17 ani, pot să vă spun mai multe lucruri, fiindcă împreună cu domnul director Stoian Claudiu am semnat un protocol anul trecut. Toți juniorii au trecut la CSM Galați, fiindcă posibilitatea lor de a finanța activitatea sportivă acolo și implicit activitatea hocheistică este mult mai mare decât posibilitatea clubului CSM Dunărea Galați. Cătălin Geru se ocupă, de care aparțineau, da, inclusiv l-au angajat pe domnul antrenor Cătălin Geru, care dă rezultate și are rezultate. Și zic eu că am făcut un lucru bun împreună cu CSM Galați la momentul respectiv, fiindcă părinții au trecut cheltuielile de la financiare, să zic așa, de la părinți în cadrul clubului CSM Galați, care, așa cum v-am spus, are posibilitatea ca să le plătească turneile și participarea în campionatul național de U17. Deplasări și echipament și așa mai departe. Nu ascund că ei au plecat echipați de la Clubul Dunărea pentru început, așa am discutat și ăsta a fost parte din asta, sau unul din punctele protocolului, în care noi i-am transferat, să zic, la Clubul Municipal din Galați cu echipament, cu tot ce trebuia pentru, desfășurarea competiției. Și ăsta este un adevăr că mulți dintre ei aveau echipament cumpărat de către părinți, fiindcă Clubul Dunărea, neavând buget, nu a putut să-și permită să cumpere echipamentul necesar. Merg destul de bine acum în campionat. S-a schimbat, s-au clarificat un pic, s-au limpezit un pic apele, fiindcă tot în anul trecut am încercat să pun lucrurile la punct cumva. Am dezamăgit multă lume, dar în același timp am făcut fericiți, zic eu, sportivii. Fiindcă sportivii s-au regăsit, să spun așa, în activitate, au început să fie motivați, a apărut motivația, fie datorită faptului că au avut deplasări în străinătate și pot să dau exemplu Carpatia Junior Hockey League. La momentul respectiv aveam 3 grupe în Carpatia Junior Hockey League. Fie că am plecat în deplasări gen Franța, turneul din Franța anul trecut, sau de 2 ori în Kyrgyzstan, ceea ce a motivat foarte mult copiii care nu plecaseră decât, la Chișinău sau eu știu unde au plecat, unde au plecaseră înainte. Ăsta a fost unul din motivele pentru care, avându-l și pe Geru, sport drapel, să zic așa, pe Cătălin Geru, care e un nume în hockey și ăsta e un băiat foarte harnic, muncitor și serios. Fost hockeyist de mare performanță, da, să văd rezultatele. Eu nu pot decât să mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta. În ceea ce privește CSM Galați. Ca să încheiem capitolul, aș fi curios să aflu dacă această echipă Under-17 a fost cedată definitiv clubului CSM Galați. Deci toți jucătorii au fost transferați definitiv. Deci CSM Dunărea nu mai are niciun drept federativ asupra lor, da? Nu. S-a făcut transferul și transferul a fost definitiv, nu cu împrumut. Și e normal să se întâmple treaba asta, ca în situația de față, ăștia suntem acum. Cel puțin e părerea mea în ceea ce privește, eu știu, activitatea hockeyistică de la clubul CSM Dunărea Galați. E dependentă 100% de clubul CSM Galați. Deci, practic, fără o simbioză, fără ăsta un parteneriat, noi nu putem să funcționăm, fiindcă va trebui să plătim gheața și ajungem din nou la bani pe care nu-i avem și deci ăsta nu o să putem să existăm. Da. Și acum la CSM Dunărea ce grupe de copii aveam? Deci la CSM Dunărea o să încep, haideți să încep tot așa să cobor în jos cu piramida. Avem un U15 de care se ocupă tot Cătălin Geru. U15 care și el este în primii 4, adică au câștigat cel puțin în ultimele 2 etape, au câștigat cu prima clasată cu Triumful București și au câștigat și cu Academia Secuiască la Galați. Un lucru nesperat de asta și neanticipat de nimeni. Și se vor duce în play-off. Sunt acolo niște copii care îi cunosc, sunt niște copii foarte buni și de perspective. Zic eu că o să auziți de câțiva dintre ei la echipa de seniori. Dacă, bineînțeles, va continua, vor avea continuitate și se vor antrena serios și o să-și, eu știu, și municipalitatea o să-și dorească să crească hockey-ul. După aceea e echipa de 13 ani, de U13. Acolo avem un alt antrenor, Donica, de care se leagă foarte multe performanțe ale clubului CSM Dunărea Galați. Fost campion al CSM Dunărea Galați, de 2 ori campion și odată câștigătorul al Cupei României. Și el este antrenorul celor de la U13, la fel. Un băiat care are cunoștințe, muncește foarte mult, are cunoștințe enorme despre hockey, știe știința jocului și e competent. Da, Ucraina provine din fosta Rusie, unde hockeyul e la alt nivel, da. Și sunt și calificații în primii 6, doar o nefericită întâmplare a făcut să piardă un joc la Masa Verde și să-i claseze pe locul 5. Dar în primii 6, ceea ce înseamnă că au prins play-off-ul. Vor juca în primii 6 și se vor bate pentru titlu. O să spun că acolo sunt și 4 ucrainieni, printre care unul dintre ei e și băiatul antrenorului Donica. Copii foarte buni care s-au integrat, s-au adaptat la Galați și doresc să continue. Sunt copii ai refugiaților ucrainieni? Sunt copii, sau? Da, copii refugiați de ucrainieni și a căror părinți și-au găsit cât de cât locuri de muncă, muncesc și vor să rămână, ar vrea să rămână. Deci există posibilitatea naturalizării lor, înțeleg. Nu, ei sunt acum, având statut de refugiat, da. Deci practic au protecția aceea temporară, da. Dar e temporară, nu înseamnă că au cetățenia. Au anumite drepturi, anumite facilități, dar nu au cetățenia română. Nu au cetățenie, așa este. Da. Așa este. Da, asta, deci ei pot fi, dacă își doresc, vor fi naturalizați și integrați în... Cu siguranță. Locuind aici 4 ani, 5 ani de zile, e posibil, eu știu, să ceară cetățenia română și să activeze pentru echipele de naționale. Acum explic și eu, fac o paranteză aici, fiindcă merg la meciurile de hockey ale seniorilor. Am văzut audiența ei din ce în ce mai mică, să spun, nu e foarte, foarte mare, vin 100-200 de spectatori, dar ce aud la sfârșitul meciului, numai limba rusă sau ucraineană se vorbește acolo, deci majoritatea provin din rândurile lor. Da, din păcate ne lipsesc jucătorii autohtoni, românii, gălățenii, Și, nu știu, poate sunt și eu părtaș la minunea asta, la ceea ce s-a întâmplat. Însă, asta a fost situația. N-am cum să justific, nu că n-am cum să justific, n-aș vrea să justific acum, fiindcă ne va lua foarte mult timp și nu ăsta. Am înțeles. Scop. Da, și la inițiere sau ce a mai rămas? După aceea avem grupă de 11, deci de la 11 până la inițiere avem un număr de 110 copii. Deci am depășit 100, cred că săptămâna asta am depășit, săptămâna trecută am depășit 100 cu siguranță, avem în jur de 110-115. În ultimele 10 zile mi-au venit 15 copii, din foștii care au perindat pe la alte sporturi, alte discipline sportive și pe urmă s-au așezat din nou la hockey, au venit din nou la hockey, alții care vor să înceapă hockey-ul. Avem antrenori, sunt eu cel care coordonează, pot să spun deși neoficial, activitatea la grupele astea de vârstă. Iar aici e colegul meu Istrate Cristian, fost portar la echipa națională de tineri și de juniori și fostul elev al regretatului Marco Toni. Și Emilianenko Evgeni, ucrainean și el, care jucător la echipa mare, da, și la lotul național de seniori. Un băiat foarte serios care ar dori să rămână în Galați dacă va fi ajutat. Și Kaczynski Ilian ar fi un fost coleg de-al meu, fost jucător de hockey, e profesor la liceul Dimitrie Cuclin din Galați, dar în același timp un pedagog foarte bun și un antrenor, profesor de sport, un antrenor foarte bun pentru inițiere și pentru copii, pentru bazele hockey-ului în general. Eu pot să spun că sunt extrem de puțini antrenori, fiindcă știu ce înseamnă activitatea pe gheață, mai ales la grupele de inițiere, unde pericolul de accidente este foarte mare și trebuie să acei copii supravegheați în permanență, deci ar fi nevoie de un colectiv acolo care se ocupe de copii. Un antrenor nu se poate ocupa de 20 de copii, să ai într-o grupă și să fii cu ochii în toate direcțiile, e aproape imposibil. E o problemă aici și aveți mare dreptate, fiindcă necesarul este foarte mare de antrenori și mai mult antrenorii trebuie să fie competenți la vârste foarte mici, fiindcă copilul trebuie să aibă în față, să aibă un model. Un model de comportament, de un educator, în primul rând. Din păcate e greu, fiindcă bănuții sunt foarte puțini sau aproape deloc, multe contracte de voluntariat. Da? Și în paralel noi încercăm să facem o asociație prin care să putem să remunerăm și să păstrăm ceea ce avem și totodată să atragem noi antrenori tineri, foști sportivi care merg la școală, fiindcă aici iar este foarte, foarte important. Nu poți să fii antrenor dacă nu te duci la școală. Deci fără școală nu poți să formezi la rândul tău alți copii. Nu ai ce să le predai, nu ai metodica predării, nu ai cunoștințele necesare și atunci este o mare problemă. Chiar dacă ai făcut hockey, dacă ai fost jucător de hockey, asta e, poate că este unul din naturi, da, unul din naturile principale. Dar fără școală nu poți să fii antrenorul unor copii, unor juniori și așa mai departe. Da. În concluzie, deci e o comunitate destul de mare de... Cred că avem ca număr 40% din număr de sportivi ai spuneți-mi... Clubului. Ai clubului. Da. Da. Eu zic că avem foarte mulți copii. Părinții sunt, zic eu, injectați. Mulți acum să vorbesc de injecții. Noi avem injecția noastră, este hockey-ul. Eu sunt foarte pasionați, sau devenim asta foarte pasionați și foarte apropiați de antrenori. Și își doresc, de ce? Fiindcă văd că copiii sunt atrași de sportul de hockey și își doresc foarte mult. Și atunci, bineînțeles că părintele vine și susține sportivul, susține antrenorul și își doresc să facă performanță. Da, probabil vă bateți cu handbalul feminin pentru locul 2 în topul celor mai populare sporturi din Galați. Pe primul loc este, bineînțeles, fotbalul, care are, nu știu, 30 de cluburi de inițiere de copii și juniori și așa mai departe. Handbalul feminin, care și acolo sunt câteva cluburi private, vreo 4-5, și de stat și Clubul Sportiv Municipal și CSM, mă rog, după care hockey-ul care, iată, strânge foarte mulți copii și e logic să se întâmple asta, fiindcă e un sport foarte spectaculos. Fashionable. Da. Da, și cu o mare priză la public. Păcat că interesul gălățenilor s-a diminuat și pe fondul performanțelor mai slabe ale echipei de seniori. O să rămâneți surprins și vreau să fac un adaos, să zic așa, dar la meciurile de juniori am văzut foarte mulți spectatori. Adică undeva aproape egalul spectatorilor de la echipa mare. Da, fiindcă tot meciul vorbeam de rezultatele lor, părinții își adună și vecinii și haide să mergem la hockey la meci, că joacă băiatul meu sau... Da, fiindcă eu mă întorc, sunt puțin nostalgic, recunosc, eu mă întorc chiar în anii 90, când echipele gălățene, nu numai de hockey, erau formate din sportivi gălățeni și exista o altă emulație, o altă participare, da, din partea spectatorilor. Deci știai că te reprezintă cu adevărat. Deci proveneau din aceeași comunitate ca și tine, cei care se aflau acolo în arenă și priveai altfel meciurile acelea. Astăzi, în schimb, toată lumea aduce străini din alte orașe, adică nu mai există acel patriotism local, să-i spunem, după care veneau spectatorii atunci la meciuri. Și erau în toate sporturile. Și la handbal am avut echipă aproape exclusiv de gălățence. La fotbal, la fel, generații întregi de fotbaliști gălățeni. Și la hockey, cum spuneam, erau numai... Făceai trei echipe de hockey cu patru linii din sportivii gălățeni. A început să dispară pasiunea și motivația. Și mă refer aici și la manageri, mă refer și la antrenori. Și de aici pleacă totul. Fiindcă atunci când copilul vine la, nu știu, să îmbrățișeze o disciplină sportivă, are în față omul care îi vorbește, care trebuie să-l atragă în primul rând. Să-l atragă spre disciplina respectivă, să-i desconspire așa asta din tainele a ceea ce se întâmplă sau se poate întâmpla cu respectiva disciplină, respectivul sport. Dacă el nu reușește, antrenorul nu reușește, copilul nu va veni și se vor duce în alte zone, mai mult că acum au o mulțime de alte alternative. Da, vorbesc de IT-uri, device-uri și toate nebuniile de stat pe fața pământului. Da, din păcate, deci motivația în societatea în care trăim provine de ordin financiar, material în general. Așa că cam asta se vrea. Nu mai există acel, cum să spun, acea pasiune pură când vrei să obții performanțe numai ca să demonstrezi celorlalți că ești mai bun. Nu, astăzi vrei să primești bani mulți pentru a face performanță. Însă există o vină comună, adică există un circuit la pe natură și ăsta și merg mai sus. Deci vorbeam de copil la antrenor și merg și de la antrenor la conducător și vii și ăsta și spui așa, și antrenorul dacă vede că conducătorul nu este angrenat, să zic așa, în totalitate, pasionat, dornic să găsească soluții în rezolvarea problemelor antrenorului, obosește. Da? Și atunci ori pleacă în altă parte, ori face cu dezinteres, își face treaba și activitatea și ăsta e motivul pentru care valoarea intrinsecă, să zic așa, a viitorului sportiv este una mediocră sau de hobby. Da. Hockey-ul e cel mai costisitor sport de echipă. Întreținerea unui patinoar este mult peste costurile de întreținere a unui săl polivalente, să spunem. Iar echipamentul de joc e cel mai sofisticat din câte există. Bănuiesc că dacă duci un neinițiat într-un vestiar, nici nu știe ce reprezintă. Are probleme mari. Nici nu știe ce reprezintă tot acel plastic care... Mulți care vin și, acum că suntem la faza de inițiere, mulți care vin să încerce postul de portar, își pun apărătorile invers. Și simt că lipsește ceva, că nu se potrivește ceva, dar nu știu ce. Da. Totuși, în Galați, hockey-ul este singurul sport care, cel puțin oficial, se practică gratuit la faza de inițiere. Cum se explică acest paradox? Da, oficial și asta și gratuit. Sunt două cuvinte, știu, frumoase, să zic așa. Ideea este că realitatea este un pic altfel și o să vă spun că Deci, în afară de gratuitatea suprafeței de joc și a vestiarului, apă care o avem datorită clubului CSM Galați și implicit a primăriei, să spun așa, a municipalității, fiindcă ei sunt cei care finanțează, să zic, eu știu, activitatea pe patinar sau cheltuielile cu întreținerea patinoarului. Și salariile antrenorilor, a câtorva antrenori dintre noi. În rest, nu există niciun fel de stat spuneți, buget, să zic așa. Dar părinții sunt nevoiți și îi admir pentru ceea ce fac. Fiindcă ei își cumpără în mare parte echipament la copii, ei cumpără materiale sportive, ei cumpără, plătesc, eu știu, combustibilul antrenorului să meargă la competiție, iar antrenorul, eu știu, câteodată ține mâna întinsă ca să poată, ăsta este adevărul, să poată să capete o cazare, eu știu, o masă ca să poată să stea cu copiii la competiții. Altfel, deci, cu posibilitățile care le avem acum bugetare la clubul Dunărea, hockey-ul, să spun așa, n-ar trebui să participe sau ar trebui să nu participe nici într-un campionat național sau la vreo competiție, eu știu, sportivă. Da, situația este destul de critică, fiindcă vedeți că, nu știu, zbuciumul așa, nivelul de trai este în continuă efervescență, să zic așa, nivelul de trai în România și mulți cedează, adică nu mai au posibilități, și eu îi cred foarte bine, fiindcă și noi avem ăsta dintre cele mai mici salarii, deci suntem la capătul răbdării. Eu vă spun că Donica vrea să plece de la Galați, Emilianenko și el, Pisarenko a plecat anul trecut, și rămânem doi gălățeni, Geru cu mine și eu știu, Istrate, și cam ăștia suntem. Da. Din urmă, nu cred că nu prea se întrevăd așa prea multe soluții. Și asta este situația apropo de gratuitate, de ceea ce este gratuit la Clubul Dunărea. Oficial, vă spun realitatea. Da. Ceea ce se va întâmpla pe viitor. Da, mi-aș dori să fie bani așa cum au fost odată. Oficial, oricum, beneficiază de competența antrenorilor gratuit și de acces gratuit pe gheață. Faptul că ei își cumpără echipament și plătesc participarea în competiții, cred că se întâmplă și la cluburile private din celelalte sporturi, da, că nu cred că le asigură. Noi nu suntem privați, în mod normal ar trebui... Nu sunteți, dar... Noi suntem club departamental de stat. În mod normal ar trebui să existe buget. În mod normal, spun. Nu e vina directorului neapărat și eu nu pot să spun, fiindcă am fost și eu director și știu foarte bine că acum 2 ani de zile bugetul meu a fost redus cu 40% în condițiile în care el a fost nu insuficient, a fost atât de mic de la început. De-aia zic, n-aș vrea să mă duc în zona asta, fiindcă cu gratuitate, fiindcă gratuitate nu mai există. Deci nu există acum gratuitate la momentul respectiv, la momentul actual. Puțin. Dacă ar trebui să plătească pentru orele de antrenament, cât se plătește la celelalte cluburi private, și ar mai trebui să plătească și chiria la patinoar. Absolut, va fi de nu știu câte ori mai mult. Păi bineînțeles. Deci, totuși... Soluțiile totuși, cred că soluțiile sunt găsirea de sponsori, angrenarea unor oameni care sunt apropiați de hockey și, eu știu, sponsorizarea activității și formarea unei asociații sportive, așa cum am spus la început, prin care să putem rezolva anumite, sau marea majoritatea problemelor pe care le avem. Fiindcă Clubul Dunărea, spre exemplu, chiar dispune de două mașini, să spun așa, două microbuze, unul de 16 și unul de 28 de locuri. Chiar și așa, dacă zic că aveam norocul să-l prindem liber, da, noi trebuie să punem, părinții trebuie să plătească combustibilul și, eu știu, șoferul, dacă șoferul ne fiind șoferul clubului, un alt șofer, eu știu, care... Asta este realitatea. Da. Deci clubul are microbuze, dar nu are șoferi angajați. Are unul singur, dar dacă se suprapun, dar nu trebuie un alt șofer. Am înțeles. Și atunci oamenii poate că vin, poate că prin contract de voluntariat vin, dar nu pot să vină la infinit, adică nu pot să te servească tot timpul. Să presteze o muncă pe care nu este neremunerat. Da, dar e foarte dificil. E dificil, eu știu, e lipsă de personal. Vă spun că și ne confruntăm și ne-am confruntat și eu anul trecut. Bănuiesc că e acea situație, acum cred că e și mai drastică. Se pensionează mulți oameni, posturile sunt blocate și nu mai poți să angajezi. Și devenim dintr-un club eu știu, că respectabil, așa cum am fost anii trecuți, dar devenim un club din ce în ce mai mic și probabil o să ne... S-a tot vorbit de descentralizare, de faptul că exista teoria conform căruia aceste cluburi sportive municipale, departamentale, cum este Dunărea, da? Să treacă în administrarea consiliilor județene, de exemplu. Auzisem o variantă de genul acesta. Deci nu, în cadrul consiliilor locale. Doar Direcția Județeană Tineri și Sport ar fi trebuit direcționată către consiliile județene. Clubul Sportiv Municipal Dunărea ar fi trebuit să meargă către municipalitate. E anacronic să ai două CSM-uri în același oraș. Păi nu, s-ar fi topit clubul CSM Dunărea Galați, s-ar fi întopit în asta. Însă, da, eu nu știu cine a gândit și felul în care au gândit lucrurile în felul ăsta, fiindcă imaginați-vă, clubul CSM Dunărea Galați este un club vechi, exact vorbeați de istoria clubului, cu palmares, are un palmares bogat. Dar lucrurile astea nu se vor, deci nu se va mai ține cont de palmaresul clubului, de istoria lui, de vechimea, eu știu, sportului, disciplinele sportive. Pur și simplu, lasă-l să pierdă acolo, să nece, bagă la fund, cu capul la fund. Da, nu știu, nu mi se pare corect, adică... Se tratează foarte, foarte ușor lucrurile astea. Foarte ușor și fără niciun fel de asta de suflet, fără niciun fel de asta de cum să spun eu, emoție. Deși în interior există foarte multă muncă, foarte multă emoție, foarte multă bucurie, să zic așa, foarte multă performanță. Da. Și păcat, și e păcat. Păi mare păcat, fiindcă am tras concluzia că reprezentați o comunitate destul de importantă a orașului, care se ocupă, care practică, mă rog, acest sport. Există o tradiție în Galați și e păcat să se piardă tot. Da, aici poate, cine știe, cei care se ocupă, care gândesc strategii la nivel mai înalt, ar trebui să vadă aceste lucruri și să hotărască odată ce se poate întâmpla, da. Varianta pe care a spus-o dumneavoastră la început, legat de direcționarea lor către Consiliul Județean, dar ar fi fost mult mai bună. De ce? Fiindcă puteau să o defalcheze și anume, eu știu, de înalta performanță, și vorbesc de echipa de seniori și grupul de, să zic, U20, s-ar fi ocupat Consiliul Local, iar la baza piramidei, deci tot ce înseamnă copiii și juniori până la 17 ani, să fie în grija și administrarea Consiliului Județean. Și în felul ăsta ar fi fost o creștere normală, frumoasă și o colaborare frumoasă. Că mulți au spus că stai, domnule, așa, că ăsta va fi o competiție și vor fi foarte multe lucruri care nu... Da, cred că sunt și anumite interese politice care împiedică aceste lucruri, că vor dispărea niște posturi care reprezintă niște sinecuri și așa mai departe și cam asta frânează. Că tot am făcut istoria hockey-ului gălățean, toți cei care au activat în acea perioadă au recunoscut public comuniștii așa cum erau ei, totuși lăsau meseriașii să-și facă treaba în sport. De aceea am avut rezultatele alea sportive. Da, ei supravegheau într-adevăr rezultatele, penalizau sau așa, dar nu veneau ei să impună cine să... Erau promovați, era meritocrație la acel moment. Asta e adevărul, din păcate, și... Competența era prima competență. Era pe primul loc. Absolut. Galațiul l-a avut, printre alții, pe Stelian Rusu, pe care l-am menționat în preambul, fost jucător în prima echipă a Clubului Sportiv Municipal Dunărea, fost jucător al echipei naționale, apoi antrenor, inclusiv la Naționala României, pe care a dus-o între primele 8 din Europa. A antrenat și în Italia, a susținut financiar hockey-ul gălățean la începutul anilor 2000, când era în pragul falimentului, că a trecut prin momente și mai dramatice, să spunem așa. Astăzi dumneavoastră îi cinstiți memoria, organizând un memorial chiar în acest weekend. Câteva date, dacă ne puteți da. Da, era și rândul nostru să facem o competiție pentru copii, dar în același timp trebuia să-i dăm și un sens. Și am legat competiția noastră de memorialul Stelian Rusu. Așa cum ați menționat, îl califică ca fiind unul dintre cei mai, să zic, titrați antrenori la nivel de juniori. Eu zic că a fost poate cel mai bun antrenor de ăsta de junior din România la momentul respectiv. Da. La momentul respectiv. Culmea că, și nu e culmea, băiatul lui Da, a făcut hockey, dar acum are trei nepoți care vin din asta din urmă. Pe unul îl cheamă, capul dânsul îl cheamă Mihai Stelian Rusu, da? Și toți fac hockey pe gheață. Acest memorial este, pot să amintesc că e sponsorizat întru totul, e sponsorizat de Robert Rusu, băiatul regretatului Stelian, antrenor Stelian Rusu. Și vor fi angrenați în jur de 250 de copii, sâmbătă și duminică, sâmbăta aceasta și duminica aceasta, la categorie de vârstă U9 și U11. Noi suntem și noi prezenți acolo, vor fi câte 10 echipe în fiecare categorie și noi o să fim și noi câte două echipe, două grupe de copii o să avem în fiecare categorie de vârstă. De unde vin copiii? Copiii vin din Brașov, vin din București, vin din Sfântul Gheorghe, vin din comunele harghitene, din Ploiești. Am omis pe cineva? Nu cred. Cam astea suntem. Ploieștiul surprinde, într-adevăr. Ploieștiul, da, rezistă. Deși fără patinoar, Ploieștiul rezistă. Face naveta în fiecare zi spre Otopeni și au acolo un grup de oameni inimoși, injectați și, așa cum vă spuneam, cu hockey și nu vor să cedeze. În ciuda faptului că e foarte greu ca să faci 160 de kilometri în fiecare zi să te antrenezi, nu e ușor. Au autostradă acum. Da, iar la istoria pe care de care ați adus aminte, aș vrea să spun că alături de Neastelu, de domnul Stelian Rusu, au mai fost de la Rădăuți așa veniți în Galați, formatori de hockey în Galați, în afară de Ștefan Tomovici. Da, a fost Ion Tiron. De la București venit. De la București, dar a fost alt grup. Corduban Octavian, că el a fost suportat, și Nasorin Botaru, care anul trecut a trecut în neființă și Dumnezeu să-l ierte. Da, niște antrenori deosebiți, niște antrenori care erau bine pregătiți, mucaliți, oameni care, de la care ai avut, și eu personal am avut asta ce să învăț și am văzut foarte multe lucruri bune la ei. Da, o parte din ei am fost toți cunoscut și eu. Toți mi-au fost antrenori. Da. O parte am cunoscut și eu, cu toate că n-am avut, știu, mari legători, dar mă leagă faptul că am fost martor ocular la Campionatul Mondial din 1979. Știu ce a reprezentat pentru Galați acel campionat mondial, cel puțin pentru noi, copiii. Deci ne strângeam la hoteluri și ne aruncau sportivii străini dulciuri și crose, pucuri, tricori, echipament. Și ce făceam? Luam crosele, pucuri, nu, dacă prindeai, dar nu mergeau. Pe străzi aveam castani și luam castanele și încingeam meciuri de hockey cu castane, da, pe stradă. Deci cam asta a fost stimulația care a existat la acel campionat mondial. Ce mi-aduc eu aminte, da. Cu ocazia asta invit, dacă îmi permiteți, vă invit pe dumneavoastră, în primul rând, vă veniți să vedeți ce activitate desfășurăm în weekendul ăsta și invit pe toți cei care vor să vadă, în special părinții care au copii pișpirei din ăștia mititei de 4, 5, 6 ani, 7 ani, băieți și fetițe, că nu are importanță. În limita posibilității. Se face mixt hockey? Da, s-a făcut de asta, din ultimii... La juniori se poate. Da, până la juniori pe 16 ani, după care fetele au unde să meargă, sunt trei echipe de seniori în campionatul național. A avut și Galați o echipă de seniori. A avut. Fata mea a fost la Olimpiadă, la Lozanne. Pot să stau să amintesc lucrul ăsta. E singura gălățeancă care a mers la Olimpiadă. E adevărat de iut. De iut, de tineri, de 15 ani, da, de tinere, da. Da. Așadar, în weekend, memorialul Stelian Rusu la patinoarul artificial Dunărea din Galați. Am spus că hockey-ul a mai trecut printr-o perioadă neagră la începutul anilor 2000. Știu că atunci au fost probleme tot așa la patinoar, nu funcționa instalația de gheață și nu se îngheța toată suprafața. Făceam noi antrenorii cu razurile. Da. Erau razuri și noi veneam cu o oră jumate, 2 ore înainte și cu părinții dădeam zăpada la o parte. Am făcut chestia asta și știu cum e. Da. Asta ca un preambul, fiindcă vreau să mai abordăm un alt subiect. Patinoarul e preluat acum oficial de Compania Națională de Investiții pentru extindere și modernizare. Deocamdată se fac proiecte și modernizări și măsurători din raportul de specialitate și referatul de avizare făcut public în presă. M-am convins că ce lucrări se preconizează, dar n-am înțeles exact valoarea investiției, aproape 355 de milioane, respectiv 72 de milioane de euro cu aproximație, fiindcă, ca exemplificare, stadionul Rapid, 14.000 de locuri, a costat 165 de milioane, iar sala polivalentă de la Oradea, cu peste 5.000 de locuri, vreo 145 de milioane, adică împreună 310 milioane de lei. Iar o modernizare, adică, deci împreună 310 milioane un stadion și o sală polivalentă de 5.000 de locuri, cât se preconizează că va avea și acest patinoar după reabilitare, dar mai rămân 45 de milioane. Da. Din calculele după ultimele investiții făcute de Compania Națională de Investiții în anii trecuți. Da, anul trecut s-a inaugurat sala din Oradea și acum un an sau doi și stadionul 2 ani, Rapidul. Da? Deci sunt investiții relativ noi și prețurile pot fi estimate ca echivalente. Da. Nu e menționată vreo intervenție la sistemul de producere a gheții, deci bănuiesc că vor rămâne aceleași compresoare, aceleași motoare acolo, dar și nici n-am văzut achiziționare de mașini de gheață, alt subiect delicat, fiindcă avem o rolbă veche pe motorină care nici aia nu e... Vai, mama ei. Da, dar nu mai e... Oficial nu ai voie să o folosești în incinte închise, da? Că e pe motorină, ar trebui să fie cu motor electric. Asta știu că e o prevedere la nivel european. Da, avem și credeți-mă pe cuvânt, avem cea mai proastă suprafață de gheață din toate patinoarele. Încă, și apropo de mașină, și nu e de vină neapărat mașina sau faptul că merge cu motorină, ci faptul că cuțitele cu care șlefăiește gheața, da, nu sunt conforme. Și atunci, eu știu, unghiul care ar trebui să ștofească gheața nefiind cel care trebuie, dar o ia ăsta într-un colț mai mult, într-un colț mai puțin și așa mai departe. Și de multe ori, nu știu cum seniorii se pot antrena pe gheața asta, fiindcă e foarte periculos. Imaginați-vă că o denivelare singură poate izbi de mantinelă și chiar să producă accidente foarte grave. Deci și la copii la fel, la patinatori artistici, la patinaj artistic și la cei de la viteză, că sunt și ei acolo și fac antrenamente. Deci o mașină de șlefuit gheață, poate nu neapărat nouă, dar să cumpere una care să fie conformă și să poată să fie... Ei, nu, eu am făcut această prezentare, ce am găsit și eu prin presă, ce se dorește să se facă. Deci banii de modernizare a acestui patinoar sunt echivalentul a unui stadion modern și a unei săli polivalente de peste 5.000 de locuri, deci ar trebui să iasă de aici, ar trebui să fie o bijuterie arhitectonică, ceva ce n-a văzut Europa, zic eu. În politică e posibil orice. Ce pot să spun? N-am cuvinte, nu pot să spun, nu vreau să mă hazardez să spun ceva, fiindcă... Da, dar aici eu știu, am imigrat în Canada, am fost în 2006 în Canada și am imigrat. Mulți din prietenii mei, în ghilimele, mă întreabă de ce n-am rămas acolo sau și ar fi dorit să rămân acolo. Dar și am văzut foarte multe baze sportive. Vă spun acum că în Canada, da, fiecare comună are patinoar. Și multe dintre ele, eu știu, la o comunitate mai mare de 2500 de locuitori au chiar patinoare, hale acoperite. Adică patinoarele sunt acoperite. Prețurile pentru patinoarele de antrenament sunt foarte accesibile. Deci pleacă de undeva de la 250.000 de euro, pleacă până la, eu știu, 5 milioane. În funcție de dimensiunea patinoarelor, în funcție de faptul că e acoperit sau mai puțin acoperit, ca să nu spun de hockey. Deci tu faci trimitere acum la faptul că durata de execuție a lucrărilor e estimată la 13 luni, un minim bănuiesc. Acest lucru vă va afecta, nu? Fiindcă... Ne e teamă. Eu spun, indiferent, nu pot să mă leg de costuri și de asta, fiindcă nu am idee, nu știu proiectele, nu știu ce să asta. Dar pot să vă spun așa, că mi-e teamă dacă sporturile de iarnă în Galați vor dispărea, din cauza faptului că ne avem continuitate, dar sportivii vor renunța cu siguranță. Și părinții vor ăsta, nu vor accepta, nu mai pot să facă o navetă spre Brăila sau o navetă, eu știu, în altă parte, unde să presupune că am putea să ne relocăm, să spun, în viitorul apropiat, cât timp ăsta se va construi. Păi mai trebuie mult să vă relocați ca și club. Da, mai mult... Toate secții. Da, fiind vorba de o sală polivalentă sau un teren multifuncțional, așa cum se vehiculează. După renovare, da. Cum se vehiculează, zic eu că copiii și juniorii nu-și mai au locul în patinoarul lor, să zic așa, fiindcă... Da, va fi o sală destinată evenimentelor sportive sau de altă natură, că nu e într-adevăr, e foarte necesar acest lucru pentru un oraș ca Galațiul. Încă se dorește, nu, să se organizeze și altfel de evenimente, concerte și așa mai departe, și e nevoie de așa ceva, dar din păcate se face un lucru în detrimentul altui lucru. Deci, da, sporturile de iarnă sunt, din punctul meu de vedere, sporturile de iarnă, și sunt exemple în mare pericol, ca să-mi închei ăsta faza, dar și sunt exemple vorbeam de Flamaropol puțin mai înainte, da, Flamaropol cu care s-a întâmplat același lucru, l-au dezafectat, să zic așa, sau l-au închis, da, l-au dat la Primăria București sau unde l-au dat, nu știu exact care e istoria. Da, dar de 12 ani se terminează, au trecut ăsta la primărie, e al treilea primar, da, și încă nu se întâmplă nimic cu Flamaropol. Se face altul nou, care e mult mai, și s-a construit mult mai repede, într-un an de zile aproximativ, și ăsta se construiește unul nou, se va deschide în Berceni. Da, ăsta e exemplu cu patinoarul. Așa putem lua un exemplu deci mai de aproape, la Brăila, da? Bazinul de un not e construit în proporție de peste 90%, dar nu poate fi finalizat. Vă dau un alt exemplu de patinoar la Târgu Mureș. S-a întâmplat la fel, aceeași chestie. Adică, la un moment dat, nu au mai fost bani, banii s-au dus cu predilecție, eu știu, acolo unde era necesar, vorbesc de banii guvernamentali, și bineînțeles că proiectele au rămas în urmă, a trebuit din nou să facă un studiu de fezabilitate, luându-le foarte mult timp, dar până să reînceapă lucrările și să redeschidă șantierul un lucru, da, l-a luat foarte mult timp și atunci au avut nevoie din nou de studia de la capăt, de studiu de fezabilitate, de și așa mai departe. Eu știu, de expertiză la rezistența, la fundație, și toate minunile astea, împreună însumate, au făcut ca proiectele să fie nerealizabile. Pe de altă parte, vin și ăsta și întreb așa de utilitatea a ceea ce ăsta se vrea. Eu, și vă spuneam la început, da, eu n-am văzut, în afară de fotbal, care aduce, într-adevăr, fotbalul e fenomen și este peste toate celelalte discipline, eu nu cred, inclusiv ăsta la hockey, nu văd, da, o sală plină de 5200 de locuri, da, indiferent de asta, cum să spun eu, amvergura respectivului joc sau competiții sportive. Da, eu zic, pe de altă parte, făcând un raport între populația Galațiului, da, consumatoare de sport, da, și trebuie să ne gândim în primul rând că marea majoritate, asta este părerea mea, marea majoritate a Galațiului are în component, să zic așa, sau locuitorii Galațiului sunt bătrâni, pot să spun în ghilimele, sunt în vârstă. Da? Dacă mă uitam așa zilele trecute și stăteam și eu observație, și bănuiesc că toată lumea, fiecare dintre noi poate să o aibă, da? La oamenii care trec strada. Și o să vedeți că din 20 de oameni care trec strada, la 15 sunt peste 60 de ani. Ceea ce lipsesc în mod clar, lipsesc cel puțin două generații din oraș. Asta vreau să spun. Toată lumea a observat chestia asta. Nu trebuie să fii mare expert în sociologie sau altă filozofie, dar e clară că toți copiii, în momentul în care termină facultatea, dispar din oraș. Asta e realitatea tristă. Ce să facem? Aici trăim. La o bază sportivă contează foarte mult eficiența ei. Adică dacă e asta mică și este eficientă, atunci se justifică. Da? Și asta vreau să spun. Bun, vor să-l facă post. Niciun fel de problemă. Dar da, n-ar trebui să stai, să putem și noi să ne desfășurăm activitatea și, eu știu, sutele de copii. Da, eu am făcut analogia, cum să spun, bun, eu am o casă veche. Vreau să o transform în vilă, că am găsit un fond, da, de bani care mi-asigură viu. Nu am bani să merg la hotel, nici bani să fac naveta, știu eu, la rudele din alt oraș să dorm acolo. Atunci ce fac? Nu? Construiesc o anexă în curte acolo, unde pot să îmi pun lucrurile și să locuiesc acolo pe perioada cât se produc lucrările. E, chestia asta nu a fost luată în calcul deloc aici. Da, spuneai, un patinoar de antrenament în Canada ajunge la 250.000. Sunt investitori privați care fac patinoare de distracții, de așa. Bănuiesc că se putea împrumuta mantineala de la bineînțeles, hockey, se putea betona acolo o suprafață în apropiere de motorul care există, care produce gheață, și măcar pe perioada iernii putea să existe un patinoar de antrenament în aer liber care să dea posibilitatea continuității sportivilor. Și care ar deveni mult mai necesar, exact cum vorbim. Deci după renovare va fi o sală multifuncțională. Da? În acel moment bănuiesc că și costurile de întreținere vor fi mult mai mari. Ora de gheață va costa mult mai mult ca să fie acolo. Vor dori toate echipele și ele care vor susține meciuri în sfârșit de săptămână, vor avea nevoie de antrenamente, nu? Pentru acomodare cu sala, pentru așa. Unde se vor antrena hocheiști? Astea sunt chestii probabil care nu au fost luate în calcul. Da. Probabil, nu știu, ne vom desfința. E posibil să ne desfințăm. E posibil, nu știu să spun. Sper să nu se întâmple. Ar fi mare păcat. Atunci nu se mai justifică să faci sale polivalente cu patinoare. O să vă spun și altceva. Modul în care este, sau poziția ei, să spun așa, sau poziția patinoarului, dar e destul de ingrată, să zic așa, pentru toate celelalte sporturi și chiar și pentru hockey. Da, fiindcă așa a fost construit, așa este, e patinoar. Da, și vorbesc de faptul că este înconjurat de străzi. Da, nicăieri în lumea asta, da, unde se construiește, da, bazele sportive sunt duse în afară, în așa că accesul să fie foarte ușor, foarte facil, eu știu, zonele de parcare, de parking să fie alea care trebuiesc, da, și multe alte lucruri. Da, e bine, lucrurile anacronice sunt multe în România. Până pe faptul, dau un exemplu care nu are legătură cu sportul, da, au acceptat aceste supermarketuri în mijlocul orașului. Bun, au desființat mica concurență, i-au înghițit pe aia. Nu e asta marea problemă. Problema e că s-au aglomerat orașele și problema e că trebuie să intre tirurile până în centrul orașului ca să facă aprovizionare. Și deja a apărut o mare problemă în București deocamdată, dar o să apară și în celelalte orașe dacă va mai exista populație. Deci același lucru se întâmplă și acolo. Ei prevăd o parcare cu, nu știu, 160 de locuri. Eu nu știu cum poți să extinzi și unde mai există spațiu, că înțeleg că doar e bine. Probabil vor avea înțelegere cu cei de la mall. Știu, probabil, posibil, dar când sunt sărbători pe acolo nu mai e loc. Nici în... Pe de altă parte, v-am spus, vorbeam de complex sportiv sau de bază sportivă. Orice bază sportivă de anvergură asta au terenuri adiacente. Da, pe care să faci încălzirea, pe care să fac, eu știu, fiindcă fiind atât de mare, da, implică și alte activități, da, respectivele echipe care vin, dacă o fi de handbal, o fi de basket, o fi de, eu știu, de oricare alte, da, au nevoie de asta, de o suprafață de încălzire. Da, nu se încălzesc printre scaunele din baza respectivă sau ies afară, e un teren, eu știu, de sintetic, că e de basket, că e de fotbal, că e de handbal. Chiar terenuri, sub terenul, există săli de antrenamente incluse în proiect, știu, sub nivelul sălii, am înțeles că sunt. Cea din Cluj are sală unde se mai dispută și meciuri acolo. Da, asta și spun, da, de copii, de juniori, de asta și la anumite niveluri de asta. Da. Și așa că toate echipele își fac, deci pot fi organizate meciuri la diferențe minime, la interval minim. De exemplu, în sala sporturilor va fi cuplaj acum. Un meci e programat la 3, unul la 6, dar nu e sigur că va începe la 6. Fiindcă se joacă primul meci volei. Da? Dacă, să spun, se întinde pe 2 ore și jumătate, automat se decalează meciul de basket de la ora 6, că trebuie să și aceia au un timp minim de încălzire. Corect. Pe când la o astfel de sală cu teren, încălzirea se face separat și apoi nu mai apare, se scoate fileul, se montează panourile și meciul poate începe. Da, eu n-am văzut proiectul, nu pot să stau să... Poate că s-au gândit la lucrurile astea, doar le discutăm, poate da, dăm idei. Discutăm ca poate principiu, fiindcă idei, da. Am înțeles că vă simțiți amenințați, da, cu dispariție. Cu dispariție, efectiv. Am înțeles că a fost inițiată și o petiție online, nu? Da, și da? Este un adevăr, că un grup de părinți, dintre părinții copilor practicanți, da, au făcut o petiție, da, și vor merge să o mâneze domnul primar. Ne-am dorit prin emisiunea asta nu să criticăm pe cineva. Ne bucurăm chiar că se face o investiție. Că se vrea să facă ceva. Se vrea să se facă ceva. Noi am calculat și invers, că se puteau face mai multe investiții cu acești bani, dar e bine că se face așa ceva. E absolut nevoie, deci trebuie să se facă așa ceva, dar din păcate fără să fie omorâți și ceilalți. Adică nu... Parcă așa văd eu lucrurile din exterior. Dacă e cineva, accept orice schimb de idei pe această temă. Chiar aștept aici, dacă poate cineva să mă contrazică din acest punct de vedere sau să-mi expună un alt... Și nu suntem, cum a fost gândit. Puțin. Suntem asta pe lângă hockey ca disciplină, e și patinajul artistic, e și patinajul viteză. Da. Avem tradiție, avem, așa cum am spus, palmares. Oamenii și din Galați iubesc, sunt copii, da, buni. Sau, chiar v-aș invita și pe această cale fac, eu știu, o invitație și municipalități, oamenilor care conduc orașul. A să vină să vadă cât de mulți copii sunt ăsta, sunt în patrimon. Trebuia să le faceți niște invitații, mergeați protocolar și la primărie, le dădeați... Nu e târziu, mi-ați dat o idee. Da, da. Mulțumesc. Da, ca să vină să vadă, da, ce activitate. Da. Chiar dacă nu vin ei personal, măcar poate trimit pe cineva să le facă niște poze, să vadă ce se întâmplă acolo, câți copii sunt, câți părinți vin și așa mai departe. O să conteze și acest lucru, că e an electoral, sunt vreo 4 rânduri de alegeri, toată lumea acum e atentă mai mult ca niciodată. Ca o concluzie să spun, orașul Galați, prin ceea ce este și prin, zic că are mare nevoie de asta, de un patinar. Dacă ăsta se va dărma sau, eu știu, se va reinventa, să spun așa, în altceva, cu siguranță orașul Galați ar avea nevoie de un patinoar. Că e de dimensiuni mai mici, că e, eu știu, sub altă formă, dar... Un patinoar de antrenament, că asta este, da, problema în tot sportul românesc. Acum se construiesc stadioane noi în multe orașe, dar nu există terenul de antrenament, deci acel stadion de iarbă trebuie menajat ca să poți, dacă te antrenezi zi de zi, se transformă în pământ acolo. Da. Da. Mulțumim, Cristi! Pumnii strânși și vedem ce se va întâmpla în continuare cu hockey-ul și cu celelalte sporturi de anul la Galați. Noi sperăm să fie totul bine și să ne vedem tot aici și să ne lăudăm cu noua investiție și cu hockey-ul juvenil. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim încă o dată pentru prezența în studio, mulțumim și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O zi cât mai bună în continuare, la revedere! La revedere!